Că aici nu e vorba doar de relația dintre România și Republica Moldova. Am fost 4 ani și jumătate comisar european. Republica Moldova a beneficiat și în continuare poate să beneficieze de sume importante, chiar și nerambursabile, și din partea Uniunii Europene. Cred că această abordare cu furatul banilor și cu anumite interese legate de canalizarea banilor într-o altă direcție, poate să funcționeze până la un punct, dar e o modalitate de a vă fura căciula singur. Deci, poate că merg până la un punct, dar astfel de abordări riscă, pe de o parte, să slăbească încrederea în capacitatea statului de a administra astfel de proiecte și cred că astfel de abordări riscă să fie și în dezavantajul oricărui guvern, indiferent de orientarea lui politică, vis-a-vis de cetățenii Republicii Moldova. Pentru că acești bani sunt pentru cetățenii Republicii Moldova și nu doar că ei nu mai ajung atunci când nu se poate demonstra că ei sunt folosiți în mod transparent și corect, dar eu cred că un guvern care nu e capabil să asigure o administrare corectă și transparentă a fondurilor, în timp pierde și credibilitatea și susținerea politică a cetățenilor europeni, a cetățenilor Republicii Moldova și, sigur, și cetățenilor europeni care dau și bani în această direcție.